începem lucrările ședinței de astăzi. Ordinea de zi pe care toată lumea cred că specialul primit-o. Care se suplimentează cu punctul 14. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 23.09.2019. Așa, să mai avem la faptul diverse. Da. Da. Trebuie să alegem un președinte de ședință. Alegeți un președinte din cei care nu au fost până acum. Ală Ion m-a contactat ieri. Este la spital, face analiză pentru permisul de conducere. Nu mai citesc ordinea de zi, o aveți fiecare, știți despre ce e vorba. Dacă îmi permiteți, o să spun la vot. Da, poftiți. Da, haideți, o să trecem. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă, abțineri. Trecem de la dacă sunteți de acord, să începem cu pe ordine de zi cu proiectul numărul 4, pentru că punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru suprafața de 10,5 hectare, dirigită a parcului industrial HIT, parte din domeniul public al comunei Mioș de Subacău, identificat cu cartea financiară 65,55. Proiect inițial, domnul primar. Suprafața de 10,5 hectare. După cum știți, suntem în insolvență cu parcul industrial. Iar pentru demararea procedurilor trebuie să realizăm mai mulți pași. Unul dintre acești pași este și studiul de oportunitate al acestui caz. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al comunei Hemiuș, județul Bacău, văzând raportul compartimentului cadastru și agricol, înregistrat cu numărul 10.798 din data de 28.10.2019, prin care se solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local Hemiuș proiectului de hotărâre de aprobare a studiului de oportunitate privind concesionarea terenului cu numărul cadastral 65.455, unde funcționează parcul industrial Hemiuș. În vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de către Camera de Conturi a județului Bacău prin decizia numărul 43 din data de 2.6.2015, măsura 4.8, prin care se recomandă OAT Hemiuș să demareze proceduri legale în vederea concesionării suprafeței de teren ocupate de către Parcul Industrial Hemiuș. În conformitate cu prevederea articolului 129, alineatul 2, litera C, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, Consiliul Local există următoare categorii de atribuții. Atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunii.
Ținând cont de articolul 306 din Ordonanța de Urgență 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, durata concesiunii. 1. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitate sau cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabilește de către concedent pe baza studiului de oportunitate. Respectând articolul 309 din ordonanța mai sus menționată, care prevede studiul de oportunitate. În cazul în care autoritatea publică nu deține capacitatea organizatorică și tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzută de articolul 308-4, acesta poate apela la serviciile unor consultanți de specialitate. Contractarea serviciilor prevăzute la alineatul 2 se face cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și a legislației naționale și europene în domeniul concurenței și al ajutorului de stat. În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesionării implică în mod necesar executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii, concedentul are obligația ca, în funcție de scopul urmărit și de activitățile desfășurate, să califice natura contractului privind legislația privind achizițiile publice sau concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al autorităților competente în domeniu. Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. Concesionarea se aprobă pe baza studiului de oportunitate prevăzut la articolul 5 prin hotărârea Consiliului Local. În baza studiului de oportunitate prevăzut la alineatul 5, concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii. Vă adresez rugămintea de a aproba un proiect de hotărâre privind 1. Aprobarea studiului de oportunitate privind concesiunea terenului cu numărul cadastral 65.455, unde funcționează Parcul Industrial Hemeiuș, în suprafață de 89.065 metri pătrați. Aprobarea duratei contractului de concesionare pe 49 de ani. Aprobarea redevenții minime anuale de 93.696 lei pentru suprafața de 89.065 metri pătrați. Aprobarea licitației deschisă ca procedură de atribuire a contractului de concesiune. O să domnul inginer Păudureanu va da citirii raportului de oportunitate. Da, o să intru cu voia dumneavoastră un pic în studiul de oportunitate, care nu e ceva complicat. Codul administrativ acum prevede exact ce trebuie să cuprindă studiul ăsta de oportunitate. Ideea e că trebuia intrat în legalitate cu acest teren de sub, chiar dacă s-a considerat că acel act din 2001, adică fostul hotărâre de Consiliu Comunii Hemeiuș, prin care s-a aprobat colaborarea, asocierea cu Consiliul Județean în vederea construirii parcului industrial prin proiect FARE 2001, atunci noi nu eram în Uniunea Europeană, erau proiecte de infrastructură de afaceri pentru statele care erau doar doritoare de intra în Uniunea Europeană, când erau fonduri structurale. Și atunci... Erau fonduri de preaderare. De preaderare. Și atunci s-a considerat că doar acea asociere în vederea construirii parcului industrial era suficientă. Da? Între timp, legislația a mai evoluat. În 2006 s-au mai schimbat și legea administrației publice locale. Și atunci trebuia să fie cumva că terenul a fost pus la dispoziție. Terenul a fost pus la dispoziție. Asta ce înseamnă? Că cele trei elemente ale proprietății, adică deținerea, usufructul și dispoziția, trebuia să lăsăm cele primele două, deținerea și folosința, usufructul, dar nu și dispoziția, fiind, bineînțeles, vorba de un bun din domeniul public al comunității. Da. Ne-am gândit în cazul
studiului de oportunitate, chiar dacă a fost o decizie anterioară de a merge pe ideea concesionării, dacă se putea face atribuirea acestui teren și fără atâtea proceduri legale. Dar codul administrativ prevede 4 căi de cedarea folosinței unui bun prin darea în administrare, concesionare, închiriere sau darea în folosință gratuită. Darea în administrare și darea în folosință gratuită sunt foarte precise, deci se poate întâmpla numai pentru instituții sau societăți care prestează servicii de utilitate publică, deci vorbim despre acordul de apă canal, vorbim de atunci de salubritate și alte servicii publice, putem să facem așa ceva. Rămânea concesionarea și închiriere, care au proceduri asemănătoare, din care concesionarea mi s-a făcut cea mai transparentă, cea mai solidă procedură, care nu poate, în interiorul căreia nimeni nu poate să reproșeze nimic autorității locale că nu a fost transparentă sau că nu a făcut o procedură. Atunci s-a mers pe concesiuni. Concesiunea, conform codului administrativ, până acum se vedea pe ordonanța 54, dar poate ați mai aprobat concesiuni în sensul ăsta. Și acum, concesiunea se face la solicitarea unei persoane interesate. Dacă legiuitorul s-a gândit la concesiuni de-astea de toată mâna, nu la chestii complicate, cum avem acum, dacă aveți un spațiu în viață și trebuie să concesionați cuiva, vine cineva interesat și vă cere să concesionați. În cazul nostru, legea prevăzând și inițiativa concedentului. În cazul nostru, noi concesionăm pentru că un organism de control, cum e Curtea de Conturi, a emis o decizie prin care ne recomandă să găsim o cale legală de a ceda folosința terenului cuiva. Și să nu mai fie în aer. Și atunci s-a procedat la evaluarea acelui teren. Am văzut că în textul hotărârii se vorbește de o altă suprafață. Raportul de evaluare stabilește foarte clar despre ce teren vorbim acum. Pentru că din total numărul cadastral care a scris în textul hotărârii, care are 13.800 de 138.000 sau 3.85 hectare, 138.500 de metri pătrați, scăzând suprafețele pentru care deja dumneavoastră ați aprobat concesionarea, rămâne suprafața care nu are contract de concesionare de 89.000 0,65 de hectare, deci 8,9 hectare. Deci la asta ne referim. Și studiul, raportul de evaluare pe care m-am bazat în conceperea studiului de oportunitate, se referă la acest teren. Și am pus și o copie după planul de amplasament, în care se vede foarte clar din ce se compune. Aveți în spate planul de amplasament. Acolo scrie acolo. Da. Și acolo sunt încercuite suprafețele pentru care nu există un contract de concesiune. Celelalte sunt contracte de concesiune aprobate deja de dumneavoastră. Între cine și cine sunt? Între dumneavoastră și utilizatori. Firmecari, chiulții. Da. Adică alea sunt deja în regulă. Noi acum venim să reparăm. Și chiar eu. În termenul de concesiune nu-l cunosc. 49. Am spus pe 49 și dacă... Da, trebuie să fie același. Nu, eu m-am bazat în stabilirea termenului maxim. Când am propus aici stabilirea termenului maxim, m-am bazat pe clădirile care stau pe teren. Că, într-adevăr, dacă dai un teren pentru niște construcții pasagere, pentru o utilizare sezonieră, pentru așa, poți să stabilești orice durată până la 49 de ani, care este limita maximă stabilită de lege. Dar în cazul ăsta, când vorbim niște clădiri puse în funcțiune în 2005. Nu există și o limită minimă. Nu există și o limită minimă, dar limita minimă
în cazul altor tipuri de concesiuni, nu vorbim de concesiune de bunuri publice, de concesiuni de servicii publice. Dacă ne gândim la un contract de salubritate, de servicii publice, un contract de transport public, un contract de altceva, în care impunem concesionarului să facă niște investiții. De exemplu, ăla cu transport public trebuie să-și cumpere, îi spune mâncare de sarcini. Îți cedezi serviciul public, îți deleg serviciul public de transport public, dar tu trebuie să cumpere autobuze de un anumit fel și un anumit număr de autobuze. Nu am voie să-i semnez un contract sub perioada de amortizare a acelor bunuri, pentru că omul trebuie să-și le amortizeze. Deci, legislația atinge, dar nu aici, în cod administrativ, legea 51 stabilește asta, deci când stabilește concesionarea unui serviciu public, acolo spune de un minim, care este amortizat. În cazul nostru, fiind teren aferent parcului industrial, unde sunt clădiri care vor mai dura peste 50 de ani, bineînțeles, și infrastructură, și utilități, și nu putem să ne gândim la o perioadă mai mică. O perioadă mai mică, ce ar face? Așa cum am amintit la asta cu concesionarii de servicii publice, ar descuraja pe oricine să mai facă o investiție. Da. Dacă scriem acolo 5 ani, putea scrie și 5 ani, că nu până la urmă. Așa. Dacă scriem 5 ani, nu mai vrea nimeni să facă nicio, că nu mai este sigur că stă acolo. Și este normal. Așa. Deci, în ce privește tot la identificarea bunului, am scris ca o premisă am văzut și a raportului de valoare și a studiului de oportunitate. O premisă este concesionarea terenului, dar cu ideea că în continuare va rămâne parc industrial. Nu ne gândim la altceva. Nu ne gândim la concesionare care după aia, eu știu, să degenereze în alt ceva, deci pe terenul ăla să facă altă activitate decât parc industrial. Asta am mai discutat-o și în altă ședință în care am mai fost eu. Se recomandă Comunii Himeiuș să existe acest parc industrial și dacă se poate să și extindă, pentru că asta aduce beneficii enorme la scara Himeiușului. Dați seama, un aport anual la bugetul local de 3.600.000 de lei este ceva, mai ales când vedeți că repartizările de la bugetul de stat sunt așa cum sunt, da, însă pe multe alte criterii decât pe ceea ce vreți dumneavoastră să faceți aici. Așa că asta vă dă o libertate să luați decizii, să investiți, în ce privește nivelul minim al redevenției aici. Aici legea este foarte clară. Așa era și în 54, în codul administrativ, o zice mai valabil, dar tot așa. Redevența stabilește în funcție de 3-4. Să fie proporțională cu beneficiile obținute din exploatarea bunului, să aibă așa, să bazeze pe valoarea de piața bunului, care face obiectul. Așa. Și să coreleze redevența cu durata concesiunii. Nu-i mai zice exact ca în 54. În 54 era clar. Luai valoarea de piață și o împărțeai la numărul de ani. Așa era în 54. Aici în cod îți spune să corelezi cu durata concesiunii. Poate vrei o durată mai mică și atunci redevența crește. Redevența minimă a fost deja propusă de raportul de evaluare, verificând cele scris în raportul de evaluare, am constatat că raportul respectă criteriile din contractul static. Adică, se bazează, au făcut evaluare în baza beneficiilor obținute din exploatare. El a luat chiriile care sunt practic acum, câți euro pe metru pătrat, 3,50 euro pe metru pătrat la spațiu de birou și 2,50 euro pe metru pătrat la spațiu de produs la hale. A făcut calculul cât ar fi toată proprietatea în funcție de beneficiile aduse. Așa. A scăzut clădirile, valoarea clădirilor și a rămas valoarea terenului. Foarte, foarte logic, foarte frumos s-au lucrat. 3,50 pe an sau până la ce era calculat? 3,50 euro?
Pe an, nu? Pe metru pătrat, pe lună. Pe lună. Pe lună. Așa sunt, așa în oraș. Asta e scriere care îți place. La ce îl calculă acolo? Da, da, da. El are aici tabelul în spate, asta cred că l-ați văzut, raportul. Are, are foarte clar aici, uitați, trei, suprafața așa, cu, cu chiria, așa, scoate, scoate veniturile din chirii, după aia consolidează și actualizează veniturile, prin veniturile obținute, adunate pe anumită perioadă și calculă și actualizate cu o rată de actualizare, așa, dau valoarea bunului. Chiria aia Consiliului Județean a clădirii. Noi considerăm tot, toată proprietatea ca teren și construcții. Așa se consideră. Așa e. Ce, ce beneficii scoate această proprietate? Am înțeles. Le-au calculat domnii de aici, le-au actualizat, le-au consolidat pe o perioadă. Adică profitul de anul ăsta plus 2, 3, 4, 5 până la câți ani au făcut și au, și au ajuns la o valoare. Da. Au scăzut valoarea clădirilor care nu sunt ale primiuși, așa, și a rezultat valoarea de piață a terenului. Pe care au împărțit-o la 49 de ani și au obținut o valoare, o redevență. Bine, valoarea de piață este de 1.023.897 de euro sau în lei 4.945.281 de lei. Așa, raportată la cei 49 de ani, au apărut o, o redevență minimă anuală de 93.696 de lei, echivalentul a 19.100 de lei, aproape 23 de euro. Deci, asta, redevența, înțeles, face venitul la bugetul local. Bugetul local nu încasă nimic. Până acum, în un contract de concesiune, indiferent cine câștigă, va încasa minimum această redevență pe care dumneavoastră o veți aproba acum. În licitație, indiferent de, rapoartele de evaluare sunt rapoarte de evaluare. Iau în calcul diverse aspecte, dar, până la urmă, piața reglează tot. Piața reglează tot. Dacă, dacă pornim de la o valoare foarte mare, vom vedea că nu adjudecăm nimic. Dacă pornim de la o valoare mică, piața se va duce acolo unde locuie. Și atunci... Are concurență. Nu ca pare concurență. Atunci, un... Da, am făcut și un calcul și, și la metru pătrat, acum de noastră. Vă știți prețurile. Vă știți prețurile, da. Pe aici e 1,5 euro la metru pătrat. Asta ar fi din valoarea. E mică. Valoarea ar fi mică. Nu poate fi foarte mare. Aici explic raportul. Foarte mare nu poate fi. Cea mai mare valoare o obții pe un teren în care îi dai voie omului care îl ia să facă orice vrea. Da. Pentru să cheamă teoria evaluării la cea mai bună utilizare. Ca să scoată maxim. Ca să scoată maxim. În cazul în care îi spui că concesiezi un teren, dar n-ai voie să demolezi clădirile sau n-ai voie, așa, ai niște constrângeri, atunci, atunci valoarea de piață scade și e normal. Deci e da. Da, mai departe, procedura. La procedură... Dacă îmi permiteți, până să vedeți, tot n-am înțeles. Redevența asta care e calculată acolo aproximativ 20.000 de euro este pe an. Pe an. Minim anual. Pentru că asta, asta va fi trecută în contractul de concesiune. Când încheiem contractul, bine, nu va fi trecută. Asta va fi trecută în de atribuire. Deci nu considerăm oferte valabile decât ofertele peste această valoare. Sub, sub, se respinge. 5 euro, sub 5 euro pe... Nu? Metru pătrat pe an. A, da, da, n-am calculat. Da, e sub, da, probabil. A, 20.000 împărțat. Da, 20.000 împărțat. Așa. Așa dau și eu, pe 5 euro. Da. Cam asta e valoarea, nu? Raportul e foarte... L-am citit, l-am citit, raportul este foarte, foarte bine. Noi sunt și consultați acum.
Dar ăsta este un raport bine, bine încheiat. Procedura o stabilește codul administrativ, scrie la articolul 312, concedentul are obligația de a atribui contractul prin aplicarea procedurii licitației. Deci cam în restrângere. Este doar o singură excepție de atribuire directă, dar asta se referă la societăți, companii aflate în subordine sau autoritatea autorității locale, care au fost înființate prin organizarea fostelor regii. Deci e alt caz. Deci nu e cazul la noi. Nu e cazul la noi. La noi facem o licitație deschisă, respectând toate principiile care stau și la baza achizițiilor publice, dar sunt preluate și în codul administrativ, adică transparență, tratament egal, proporționalitate, nediscriminare, liberă concurență. Ca durata estimată a concesiunii, acum, care este calendarul, foaia de parcurs? În condițiile în care, dacă dumneavoastră aprobați studiul de oportunitate așa cum a fost elaborat cu elementele lui, cu redevență minimă, cu durată de concesiune, în baza studiului de oportunitate, cu aceste elemente deja aprobate, se va începe în doctrina documentației de atribuire, care este sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, așa mai departe, care este o documentație de atribuire ca la licitațiile de lucrări, care mai durează vreo lună, va depinde și de legea. Noi nu avem decât legea, codul administrativ, nu avem norma de aplicare, norma e încă la dezbatere publică. În lege sunt stabilite niște condiții, da? Nu știu, ori mergem pe lege și le respectăm pare, sau așteptăm norma de aplicare, poate e mai precisă, ca să nu greșim. Dar în lege sunt prevăzute și termene și toate. Da, zice că mai durează o lună până la documentația de atribuire, pe care se lansează, stă 20 de zile anunțul în monitorul oficial, partea 6-a, pe pagina de internet a primăriei, în două ziare, unul național și unul local, cum spune procedura, după care urmează depunerea ofertelor. Dacă vă amintiți din ordonanța 54, unde nu se putea adjudeca nicio licitație de concesionare până nu aveam cel puțin 3 oferte valabile, în codul administrativ nu mai ține 3, ține 2. Dacă avem 2 oferte valabile și ducem licitația cu 2 oferte și stabilim câștigător, dacă nu, trebuie să reluăm licitația, procedura, și la a doua procedură este posibil adjudecarea și cu un singur ofertă valabilă. Deci asta ne va duce, am calculat în februarie. Da. Cam februarie, zicem, la începutul februarie, zicem, dacă am luat în calcul 2 licitații. Da, nu știu dacă o să fie 2 oferte valabile. Pot să avea la prima licitație și 5 oferte. Dar dacă nu sunt valabile, nu sunt întocmite în conformitate cu documentația, și nu ai 2 oferte valabile pe care poți să le bagi în licitație, trebuie să le faci iar licitație. Așa? Considerat că se va face de 2. Am luat eu. Deci asta înseamnă că în februarie am putea să ne îndeplinim condiția legală. Acum, da, deci, la paragusul linic al primăriei, să vedem documentația de atribuire, dacă o facem în baza codului așa cum este, sau poate între timp mai apărea vreo normă. Procedurile, da. Dacă mai apare și o normă de aplicare a codului, în care să intre un pic mai pe detaliu. Așa avem și în lege, că spune termenele de dare anunțului, termenele de răspuns la clarificare, mai spune. Am putea să, zice, să mergem strict o sensul pe lege, dar asta în funcție și de opinia. Deci asta, concluzia ar fi proiectul de hotărâre, aprobarea studiului cu cele elementele. Eu când înțeleg, practic e vorba de construcțiile și terenuri, cele vechi, cele primele construite. Da. Celelalte au concesiune. Da.
făcut. Da, de asta este mai puțin, că 13,8 hectare, dacă luăm tot numărul cadastral, celelalte cum apare în gol. Celelalte au deja contracte în concesiune. Câte contracte avem de concesiune? Două. Două contracte. Cu acte adiționale. Da. Ele sunt, nu ne mai putem lega de ele. Noi vrem să intrăm în legalitate. Ce vale, nu, în care se lucrează. Cele două mari. Da, și construcții de birouri și... Și construcții de birouri și... Tot ce practic în hit astăzi. Tot construcții de birouri și anexele alea ce ne făcut, toate... Și acolo să le ia cine? Cine spate și la concesiune? E clar că nu poate să le ia decât cel care există acum. Dar cine se poate băga acolo și ce poți să construiești dacă terenul deja e compartimentat, împărțit? Dar eu zic că ar fi o sumă care vine la buget comparativ cu bulinele care cresc acolo și nu pot nimic. Da. Da, plus decizia Consiliului de Conturi, până la urmă. Da. Au lăsat o decizie. La concesiune pentru clădirile de birouri. De asta scoateți la concesiune tot terenul? Terenul, dacă mai găsești închiriezi. Da. Păi și tot hitul închiriat sau primăria? Concesiunea, nu, ce concesiunea, cel care va câștiga licitația. Poți să mai urmărezi. Da, da. Și așa duce banii lui. Concesiunea este... Primăria. Da, poate nu știu. Concedentul este primăria, deci primăria. Da, și cine o vine un ofertant, un concesionar. Cel care va câștiga această distanță, se va denumi concesionar. Și el face și are făcut o nouă unitate. Și atât. Oare? Asta e ideea. Nu avem bani pe impozitul pe plăteri care o să le construiască, locurile de muncă, impozitul pe salarii. Și-a fost salariul ăsta e cel mai important. Noi vedem partea aia. Dacă sunt locuri de muncă, nimic. În funcție de numărul de locuri de muncă și cât de mare sunt salariile. Asta va depinde bugetul lor. Da, dacă mai vrea cineva să facă discuție pe proiectul 4. Dacă nu se punem la vot, este clar pentru toată lumea, da? Da. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Am în unanimitate de voturi, punctul 4 pe ordinea de zi. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Vă las că să vedem. Dragilor, de atunci ne vedem, mergem mai departe și trecem la punctul 1, care a fost aprobat, punctul 2, proiect de hotărâre privind ridicarea bugetului pentru cheltuieli pentru anul 2019, proiect inițiat de domnul primar. Raport de specialitate cu privire la propunerea de rectificare a indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019. Semnata Rău Mirela, consilier superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ținând cont de prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, legii numărul 50/2018 privind bugetul de stat pe anul 2019, hotărârea guvernului numărul 752/2019 privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și adresa Ministerului Finanțelor Publice numărul 465.725 de 17.10.2019, prin care ne-a fost alocată suma de 368.000 lei în trimestrul 4 al anului 2019. Sumele repartizate se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare în conformitate cu prevederea articolului 20 alineatul 3 din ordonanță. Total venituri 368.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 368.000 lei. Cheltuieli totale, 368.000 lei, din care administrației publică, 62.000 lei, transferuri, finanțarea persoanelor instituționalizate, 75.000 lei, asistență socială, 30.000 lei, servicii publice, 96.000 lei, salubritate 50.000 lei.
Drumuri, 55.000 lei. Față de prezentarea făcută, propun Consiliul Local să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019 a listei obiectivelor de investiții din Comuna Himioș. Acestea sunt niște bani dați în completare de către Guvernul României pe capitolele UNINU, unde au fost estimați la începutul anului când am făcut bugetul, care de fapt ne lipseau spre completare. Nu s-o luat din nicăieri, așa ce au venit. Și da, cu repartiu. Și nici este. Dacă nu o să fie cheltuiți toți până la sfârșitul anului, vor trece un excedent rugat pe 2022. Ne-am prezentat, doamna, situația. Dacă sunt probleme, putem ajunge. Da. Am primit la doamna contabilă și felul cum au fost repartizați. Sigur. Asta le-ați văzut. Pe capitole, dacă dumneavoastră aveți nelămuriri sau vreți ca o parte din bani să fie transferați de la un capitol la altul. Într-un cont să fie. Nu în conturi personale, bine. Ah, asta, asta era sugestia. Odată ce s-o fac, sau să mai... Hai, da. Dacă nu sunt alte discuții, trecem la vot. Pentru punctul 2, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate de-a noastră, cred, da? Și punctul 2 a fost aprobat. La punctul 3, proiect de vedere privind aprobarea dezmembrării spațiului comunal în suprafață existentă de 67.440 metri pătrați în 4 corpuri de proprietate. Și acest proiect inițial nu este. Da. Subsemnatul, în calitate de primar al Comunii Himioș, județul Bacău. Văzând raportul compartimentului cadastru și agricol, înregistrat cu numărul 8353 din 21.08.2009, în care se solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local a proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu numărul 35.368 Islas Comunal, în suprafață de 67.440 metri pătrați în 4 corpuri de proprietate. În conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57 din 3 iulie, respectiv codul administrativ, văzând adresa numărul 3307 a Direcției pentru Agricultură Bacău, prin care se comunică modul de întocmire a documentației de scoatere din circuitul agricol a suprafețelor de teren extradelan, pe care vor fi amplasate obiective de investiții, ținând cont de existența celor 4 puțuri de apă amplasate pe islazul comunal în cadrul proiectului de alimentare cu apă Comuna Himioș, județul Bacău, din necesitatea de a asigura accesul echipelor de intervenție la cele 4 puțuri de apă din cadrul sistemului de alimentare cu apă a Comunei Himioș, pe un drum care să aparțină domeniului public al Comunei, ținând cont de adresa Companiei Regionale de Apă Bacău, prin care ne solicită alocarea unei suprafețe de teren de 3.950 metri din islazul comunal pentru gospodăria de apă în cadrul proiectului regional de dezvoltare și a dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată a județului Bacău, în vederea intabulării suprafeței de 14.808 metri pătrați teren din islazul comunal pe care sunt amplasate puțurile de apă din cadrul proiectului de alimentare cu apă a Comunei Himioș, respectând decizia numărul 32 din 21.08.2019 a Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 19.860 metri pătrați, categoria de folosință pagiș permanente în scopul realizării obiectivului de investiție alimentare cu apă a satelor Himioș și Lilieci, și decizia numărul 33 din 21.08.2019 a Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 3.950 metri pătrați, categoria de folosință pagiș permanente în scopul realizării obiectivului de investiții, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Supun aprobării Consiliului Local Himioș proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul
cadastral 65.368, respectiv islazul comunal, în suprafață de 607.440 metri pătrați, în patru corpuri de proprietate, astfel. 3.950 metri pătrați pentru gospodăria de apă din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, 14.808 metri pătrați pentru puțurile de apă din cadrul proiectului de alimentare cu apă a comunei Hemeiuș, 4.800 metri pătrați pentru drum de acces între strada Islazului și cele patru puțuri de apă din cadrul proiectului de alimentare cu apă a comunei Hemeiuș și 583.882 metri pătrați pentru suprafață de teren rămasă ca Islaz comunal al comunei Hemeiuș. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. 4.000 drumuri, 3.600 pentru CIS. Sunt drumuri. Drumuri 4.600, eu zis. Drumuri 4.000. 5.000 acolo pentru puțuri. 14.000 pentru puțuri. Deci sunt 3.950 pentru gospodăria de apă în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Trebuie să facem o stație de pompare acolo. Proiect care suntem prinși în proiectul mare al CRAP-ului. Super, super. Da. Și 4.000 drumurile care... 4.800 drumurile, 14.800 pentru punctele de apă. Puturi. Terenul este liber de sarcini. Da. Păi este, scrie. Este liber. Asta îi trebuie să facem. Îl aprobăm și să dăm... Mai sunt discuții? Nu. S-o clarit. Putem trece la vot. La punctul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate și punctul 3 a fost votat. Până la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al proiectelor din incidenta postului Liceu Tehnologic de Miuș, care face parte din domeniul public al UATC Hemeiuș. Proiect inițial domnul primar. Văzând raportul compartimentului cadastru și agricol, înregistrat cu numărul 10.404 din data de 16.10.2019, prin care se solicită întocmirea și supunerea acordării Consiliului Local Hemeiuș a proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 65.368, Islaz. Da. Ținând cont de articolul 334, ordonanța de urgență 57 din 3 iulie 2019 din codul fiscal, văzând dispozițiile articolul 310, aliniatul 1 și 2, din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019, codul administrativ cu precizie, care precizează conținutul caietului de sarcini, având în vedere faptul că unele clădiri ale postului Liceu Tehnologic Hemeiuș nu sunt ocupate și sunt supuse procesului de degradare, ca în baza hotărârii Consiliului Local Hemeiuș s-a aprobat demararea procedurilor în vederea închirierii acestor spații. Supun dezbaterii Consiliului Local Hemeiuș proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a clădirilor și terenului aferent din postul Liceu Tehnologic astfel. Clădiri încernate. Teren aferent, construcții cu fundații din beton armat, zidărie portantă de cărămidă, regim de înălțime parter plus 4 nivele, suprafață desfășurată 1921,08 metri pătrați, șarpantă din lemn cu învelitoare de țiglă metalică, tâmpărie exterioară PVC, cu geam termoizolant, tâmpărie interioară PVC, mai puțin etajele 3 și 4, pardosel din mozaic, alimentare cu apă și acces la fosa septului. Încălzire cu centrală proprie, gaz metan, instalație electrică, grupuri sanitare cu nevoie de reparații. Chirie lunară pentru clădire și teren aferent 2713,07 lei, adică 1,66 lei metru pătrat. Clădire, cantină și spălătorii cu teren aferent, construcție cu fundații din beton, armat, zidărie, portantă de cărămidă, regim de înălțime parter, suprafață desfășurată 520,98 metri pătrați, șarpantă de lemn cu veritoare din tablă, tâmpărie exterioară PVC, cu geam termoizolant în zona de cantină și lemn
fugeam simplu în zona de spălătorie. Tâmplărie interioară PVC și lemn în zona spălătoriei, patosel din mozaic, alimentare cu apă și acces la fosa septică, încălzire centrală proprie cu gaz metan, instalație electrică, grupul sanitare cu nevoi de reparații, cheie lunară pentru clădire și teren aferent, 1173,07 lei, adică 2,65 lei metru pătrat. Valoarea chiriei a fost stabilită de către expertul evaluator, economist Dorin Arbănaț Mocan, legitimat cu estimația numărul membru ANEVAR în concordanță cu standardele de evaluare SEF 2014. Și aici există raportul de evaluare cu toate clădirile. Pentru că noi, în raportul ăsta, mai avem un raport cu liceul cu acele clădiri, hale și garaje care au fost, nu au mai fost folosite și sunt într-un degradat. Și o să trebuie să aprobăm și demolarea lor. Alte soluții nu văd. Utilitate, îl renovez în situația când poți să-i dai o utilitate. Să merg să vedeți cum arată. Sunt ale noastre, numai că procedura e foarte greoaie, cred că și aici legea ar trebui să mai fie completată, să știu, mai simplificată. Degeaba tu ca OAT primărie, respectiv, ești proprietarul unei clădiri, nu poți să intervii sau nu poți să o folosești sau să-i dai altă destinație dacă n-ai acordul Ministerului Educației și Învățământ. Exact. Și acolo ți-l dă pe 3, pe 5 sau eu știu, nu ți-l dă pe perioadă nedeterminată. Ori ca să concesionezi o clădire de asta la un investitor, nu știu dacă poate să... Dacă ar fi de vânzare, ar fi mulți. Dar nici la vânzare nu știu dacă... Păi nu ai cum, nu-ți dă voie legea. Păi nu știu, în situația asta. În situația asta, nu știu ce o să facem, pentru că elevi la acest liceu, nu știu când vom avea și dacă vom avea vreodată, pentru că nu mai sunt elevi pentru liceele agricole, nu mai este căutată această meserie. La fel se întâmplă și cu cele două, de fapt, trei școli, care 2008 la Fântânele și la Îngreșești și școala de la Ilieș, care de anul ăsta iar nu mai este închisă. Numărul de elevi a scăzut, cel puțin la Fântânele, statul e îmbătrânit, avem trei copii care fac naveta cu microbuzul școlar. Și această clădire nu putem să dăm o utilitate pe mai mulți ani, să o concesionăm sau să o închiriem, tot datorită faptului că de la minister nu mi se aprobă decât pe un număr de. Și orice investitor vrea să o adapteze. Asta înseamnă că bagă niște bani, cheltui, face investiții. Banii aia nu se poate amortiza într-un timp așa scurt. E o mare prostie ca să... Păi asta spuneam. Tu, ca proprietar, pentru noi suntem proprietari, noi Ministerul Educației Naționale, eu trebuie să-i solicit Ministrului Educației Naționale avizul conform ca să pot să decid în legătură cu imobilul respectiv. Deci eu, proprietar. Eu, anomalie ilegală. O să fie asta și rămâne așa. Da. Nimeni nu și asumă. Nu pot să... Și o să dărăm în toate și o alimentare. Da. Dar trăim în România și toate astea. Mă, dacă vine în noi, s-ar nu aprob. Nu aprob nici ăsta, ce crezi că... Dar când se pune să vezi, dacă vii, sau? Când se pune în dezbate chestia asta, că treci în mandat, treci în mandat. Da. Dacă mai sunt discuții, pe lângă vom pe 5. Sunt deputat, sunt senator, poate fi un lucru la domnul Pasco. Putem de celălalt, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 3 totemuri pentru semnalizarea și informarea intrării și ieșirii din localitate. Rezidențiale domnului primar. Da. E vorba de machia, dacă ați văzut-o la intrare. E în miniatură, nu știu dacă ați văzut-o cum arată. Așa. Vrem să
Amplasăm trei asemenea totemuri în comuna noastră. După cum ați văzut, dacă vă duceți la Gărdeni, există o intrare în comună mai impunătoare, la Mărginean la fel. Noi, într-adevăr, la nivelul anilor când s-au montat aceste 2007, la fel, unice, nu prea sunt în zonă. A fost un model care, dacă vedeți, din celelalte comuni, spunea... Puteți să spuneți. Da. Nu, dar spun orică, nu are probleme. Și am zis că să venim și noi cu ceva. Au chiar o păstrare. Chiar arată bine și acum, ale noastre. Da. Păi, vrem să venim cu un model care, iar la fel, să fie mai ceva decât la celelalte comuni. Eu zic că am găsit un model care ne poate reprezenta. Dar pentru asta trebuie să avem și să vă aducem la cunoștință și să avem și aprobarea dumneavoastră. Să mergem cu adică să analizăm la toate punctele de vedere și financiar. Păi, de fapt, discutasem cu Poliul de anul trecut, dar la sumele care mi le cerus cei de la Râmnicu Vâlcea sau nu știu unde, e o firmă care produce acest material, nu cam strâns în spate și am zis, băi, nu avem bani să facem, o fie frumoasă, dar nu se merită. Și uitați că după un an, din aproape în aproape, am descoperit o firmă aproape din noi. Și în județ. În județul nostru și la un preț foarte bun. Îi puteți spune și nouă, dar cam la ce preț? N-aș vrea să greșesc. Pentru că prețul include și... Păi prețul, lăsați unde vin, doamna. Să știm măcar. Da. Era undeva în jur de 10-12 mii bucata. Lei. Da, lei. Fără postamentul de beton, pentru că după aia ne-am dat seama că ne trebuie structură de rezistență, să luăm și avizul necesar, să vină și un proiectel făcut, că... Așa e normal și așa e bine, dacă noi Maria nu respectăm legea. Să nu fie condiționat pe amplasament. Da, deci să ne trezim un moment, că nici pentru ăla nu a fost... Nu. De ce? Nu trebuie să încărcăm legea, asta e treaba. Da. Dacă mai primăria încălcăm cetățean de lege, să zic. Am înțeles că va fi o suprafață de aia iluminată. Va trebui și aici să ținem cont unde am plasat. În apropierea unui stâlp iluminat, ca să te plasa de la el. Da, problema o să fie acolo, la poligon, pentru că de la intrarea în comuna noastră și până la prima sursă de iluminat, 200 și 150 de metri. Panou sau la? E, nu. Tristul. Păi dacă ai pus panouri solari, aia s-a terminat cu frumusețea și soarea și amplitudinea. Nu mă simt. O să facem demersuri și cu tema comunii noastre. A mai fost o tentativă prin 2009-2010, pe cât domnul? 2008. Da, și-a rămas așa, haideți de data asta să o luăm în serios. Și acolo etapele sunt destul de greoaie, cu heraldica, hai... Dar asta e, nu? Asupra denumirii comunei Hemeiuș sau Hemeiuși? Nu cu Fării. Deci s-au făcut studii din astea, că mulți sunt... Și cu Fântănele și Fântănele, Odina sau Odina? Odina. Și decizia Academiei nu se articulează niciodată. Da. E cam greu acum. Grau nu mai e. Proteanul nu mai e. Iriescu. Da, la punctul 6. Dacă mai Iriescu, domnul... Și aprobarea achiziționării unei lame de dezăpezire pentru echiparea cu doi salvatorii existent în inventarul acestei emeri.
Da. După cum știți, am obținut din GAU, fondurile europene, acest pul de excavator. Acest pul de excavator trebuie dotat și cu accesor. Pentru că se apropie iarna, ne-am gândit deocamdată din banii care mai avem și ne-au mai rămas, să achiziționăm o lamă. O lamă pentru dezăpezire. Da, e utilă, e necesară. Da, mai sunt zone care nu se poate zăpezi neapărat cu cei care o să câștige. Păi o să fie, o să se împartă pe sectoare, dar oricum o să ne rămână porțiuni unde să acționăm și noi. Sau poate nu-i nevoie de dezăpezire. Eu mă gândesc că utilajul ăsta nu o să meargă la dezăpezirea aia mare. La și voi, acolo, 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 nu, poate un contract, restul... O să vedem, unii cazuri îngărăm la cei de contract, unii nu, o să folosim un lucru. Da, da, da. Avem pulsuri, primării, de școli, instituții publice. Va trebui să acționăm cu dragul la vot. Dacă o să fie echipa, da. Trece la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restate la 31-12-2018 și datorate la bugetul local al Comunei Hebreșa Turboasă. Da. Raport privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restate la 31-12-2018 datorate bugetul local al Comunei Hebreș. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 6 din 31-7-2019 privind instituirea unor facilități fiscale, titlul 9 cu privire la impozitele și taxele locale din legea 227-2015 privind codul fiscal, legea 207-2015 privind codul de procedură fiscală, articolul 87 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, prin ordonanța de guvern numărul 6 de 31 iulie 2019 se instituie cadrul general de acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice. În articolul 32 se prevede anularea accesorilor în cazul obligațiilor restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea este opțională și se face printr-o procedură aprobată prin hotărâre de Consiliul Local. Justificarea aplicării la nivelul Comunei Hemeuș o prevede ordonanța de urgență 6-2019. Ordonanța de urgență 6-2019 este următoare. Volumul mare al creanțelor bugetare restante la 31 decembrie 2018. În ultimii ani am constatat o creștere importantă a firmelor care se află în procedura de insolvență, reorganizare, rezolvare, faliment. Creanțele bugetare restante aferente acestor societăți reprezintă aproximativ 40% din totalul creanțelor datorate bugetului local al Comunei Hemeuș. În cazul acestora, organul fiscal nu mai are nicio competență de recuperare, iar în prezent sumele recuperate sunt în procent foarte mic. În acest sens, considerăm că prin anularea accesorilor vom veni în sprijinul societăților care nu se află într-o astfel de procedură, dar care au dificultăți financiare privind achitarea impozitelor și taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvență sau faliment și implicit imposibilitatea de a mai încasa sume restante. În ceea ce privește persoanele fizice, acestea înregistrează creanțe la principalele categorii de impozite respectiv. Impozit plătit, terenuri, mijloace, auto, taxe de salubritate, taxe de concesiuni sau închiriere, amenzi contravenționale. Astfel, considerăm că prin aplicarea acestei scutiri de majorări există posibilitatea conformării benevole a contribuabilor și încasarea unor debite restante care în altă situație nu ar fi posibil. Având în vedere baza legală invocată, precum și justificarea economică, vă rugăm să aprobați inițierea unei hotărâri de Consiliul Local privind anularea accesorilor și în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate la bugetul local al Comunei Hemeuș, precum și procedura de acordare anexată.
avem o situație. Nu, dar astea sunt accize. Datoria trebuie să plătească, nu mai accesorii. Accesorii. Două bărți de canalitățile care s-a adună la... Nu știu ce. Pentru că la o amendă de 100 de lei, 5 ani s-au mai adunat în costuri. Avem comitete purtătoare de de 3 ani de zile nu și-au plătit suma respectivă, accesorii din majorări, astea sunt. Astea, el poate fi scutit de aceste amenzi. Nu? Amenzi nu se scutează. Avem vreo campioare. Amenda și debitul rămâne. Da, dar zic, la amenzi nu sunt scurtătoare de dobândi. Adică dacă ai de plătit 1000 de lei, aia rămâne tot 1000, nu? Nu știu, trebuie întrebat... Așa este, dar nu ai cum să crească valoare la amenzi. Nu, la amende e amende, nu mai e. La celelalte, nu plătești. Da, dar în situația asta, amendele nu... Dar văd că scrie aici pe și amendele. Dar nu sunt purtătorii de amenzi. Poate amenziile nu de circulație. De circulație. Clar că nu are de circulație. Aia dacă le plătești de 48 de ori, clar că plătești jumătate din mă. Nu mai poți să mai... Deci îți spune codul fiscal. Dar și dacă nu plătești... Nu, astea mutările de guvernul de aceeași rămâne. Da, chiar dacă nu plătești, deci, practic, cetățeanul când vine să achite, dar asta care e achitat, se uită în situație. Da. Atunci, dacă va vedea că are accesorii... Deci, cu prioritate, după nou cod fiscal, se plătesc și se încasează amenzile. Da. Ulterior, impozitul. Păi, în momentul când primești chitanța, informarea, da. Ai acolo și accesoriile cu majorările pe perioada când tu ai întârziat să-ți achiți către buget datoria. Da, și dacă are bani achit, dacă nu mai așteaptă încă o dată. Da. Asta vine tot. Noi putem, de-a vădere regulă, să le amânăm astea. Numai dacă vin... Dacă sunt solicitări. Scrise. Ei trebuie să facă o întâmpinare scrisă. Până fi data de 15 decembrie. Până fi 15 decembrie. Cei care sunt în situația mea. Și în sensul ăsta va scăpa de penalitățile astea. Și în sensul ăsta o să postați ceva, eu știu, mă pun ca pe site primăriei, că au posibilitatea să... Da. Părumul mare referențul la 2000. Atât, că dacă nu știe omul care posibilitate, atât. Facem informare, mai spunem pentru că... E un avantaj pentru ei. Și mai ordonanța mai scrie, mai distruși ceva. Cele restante până la 31 decembrie 2018. Și care sunt achitate până la 30 decembrie 2019. Până pe 15. Exact. Până pe 15. Numai la... Până la 30. Nu, așa am citit. Până atunci trebuie să-ți achizi datoria ca să scapi de penalități. Corect. Da. Corect. Dacă nu ai achitat datoria, nu scapi de penalități. Corect. Și asta dacă faci o întâmpinare... Așa nu i-a dus. Dar măcar să știm noi despre ce e vorba și dacă știm cazuri din genul ăsta, să știm ce să le spunem. Acum, dar nu... Să punem la vot, da? Da. Adică ceea ce ne privește pe noi... E bine, da. S-a abține cineva? Abține. Deci, la punctul 9. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului pentru prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor reciclabile, hârtie, metal, plastic și sticlă, de pe raza comunei Himiuri de Subac. Raport? Da. Avem atât de la ADIS, cât și de la SOMA, informații și de la mediu, adrese de peste tot, unde noi trebuie să încheiem un act adițional, de fapt un contract cu SOMA în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Când expiră contractul SOMA pentru transportul? Nu știu. Cantitate. Deci este în funcție de cantitate. Dacă a început anul trecut... Nu, la deșeuri mă refer. La gunoi menajer. Păi asta, la contractul de gunoi menajer. Este în funcție de cantitate. Era un termen când avea contract cu ei. Da, dar l-am făcut... Da, am avut pe valoare. Am avut în limita a 30.000 de euro contract de servicii care s-a terminat, după care am organizat licitații și acum e în funcție de cantitatea pe care... Da. Tot SOMA. Tot SOMA.
Și acest contract tot cu Soma trebuie să-l încheiem. Adresele de la Aviz de peste tot ne obligă să completăm, să încheiem un act adițional. Actul adițional ar însemna schimbarea valorii și atunci nu ne permite legislația în vigoare. Și încercăm la încheierea unui contract pe o perioadă nedeterminată în funcție de cantitatea care o să fie intrusă. Tot la fel ca serviciu. Întrucât colectarea selectivă va fi cu alte prețuri, comparativ cu acea numără menajeră. Având în vedere modificări legislative introduse prin ordonanța 74/2018, respectiv legea 211/2011, 249/2015, ordonanța 196/2005, modificări și completate prin legea 31/2019, adresa numărul 56681, din 19 ianuarie 2019, emisă de Garda de Mediu, de Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, anexată prezente adrese, vă aducem la cunoștință următoare. Importanța realizării procentului de deviere de la depozitarea unei cantități de deșeuri de 42% la 35%, plus 7% conform anexei 6 din ordonanța de urgență 196/2005, pentru punctul B din această mai sus menționată, vă precizăm că indicatorii de performanță și penalitate aferente contractului de delegare operare instalației cu SECE Ecosud S.A. se regăsesc în anexele regulamentului serviciului de salubrizare. Regulament ce se află pentru a doua oară în dezbatere publică pe site-ul Consiliului Județean Bacău, urmând a fi aprobat în adunarea generală a acționarilor ADIS Bacău și introducerea acestora prin act adițional la contractul de delegare. Pentru punctul C din adresa mai sus menționată cu privire la implementarea instrumentului plătește pentru cât arunci, la data prezentei este implementat la nivel de OAT, plătindu-se cantitatea colectată pe raza respectivului OAT și urmează să fie implementat la nivel de utilizator conform prevederilor din regulamentul serviciului de salubrizare supus pe dezbatere publică. Pentru punctul D, respectiva adresă, contribuția pentru economia circulară este introdusă în actualele tarife, urmând ca aceasta să fie actualizată pentru anii ce urmează. Pentru punctul E, la data prezentei, tarifele distinse sunt deja implementate pentru tarifele de operare a instalației, urmând ca tarifele distinte pentru activitatea de colectare și transport să fie aprobate de către Consiliul Local ale fiecărui OAT în parte, în perioada imediat următoare. Referitor la punctul care duce în discuție, atingerea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale până în anul 2020, vă recomandăm să informați utilizatorii serviciului de salubrizare prin OAT-ul pe care îl reprezentați să aplice metode eficiente de precolectare, precum prin eliminarea din recipientul de colectare a deșeurilor menajerii reziduale deșeurile biodegradabile din grădini, bucătărie, prin compostarea la sursă în gospodăriile proprii cu ajutorul compostoarelor individuale gestionate prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău. Deșeurile biodegradabile reprezintă o categorie de deșeuri cu pondere mare, aproximativ 40% din totalul cantităților de deșeuri generate. Odată eliminate, deșeurile biodegradabile va fi mult mai ușoară separare, eliminarea deșeurilor reciclabile, plastic, hârtie, carton, metal, sticlă, prin punctele de colectare stabilite la nivel de OAT. O altă categorie de deșeuri care nu trebuie să se regăsească în recipientele de colectare a deșeurilor menajere reziduale, o reprezintă deșeurile voluminoase, mobilier, elemente de mobilier, saltele, textile, etc. Acestea eliminându-se prin puncte platforme indicate de reprezentanții primăriilor conform ordonanței de urgență 15/2015 și adresa Agenția pentru Protecția Mediului numărul 12159 din 6/8/2019, primită și de fiecare OAT de pe raza județului Bacău. Pentru deșeurile din construcții, demolări, reamenajări interioare, colectarea separată acestora se face cu ajutorul operatorului de colectare și transport. În vederea analizei stadiului actual, vă transmite anexa situația centralizată a deșeurilor menajerii reziduale,
și reciclabile colectate separat în perioada 2019-august 2019. De exemplu, Hemeiuș, avem 823 de tone, din care reciclabil 16 tone. Nici pe departe nu suntem... nu vă mai ascund faptul că avem tot în adresă banii care vor fi plătiți la fondul din mediu de anul viitor, din 30 lei pe tonă care plătim acum, că nu ne cazăm să colectăm selectiv, de la anul vom plăti 80 de lei pe tonă. Păi dar e drept și nu e infringiment pentru... și vom plăti la Comunitatea Europeană 120 de milioane pe lună euro. Pentru faptul că nu rezolvăm problema cu... Ca să colectăm selectiv, firma SOMA a venit cu argumentul următor. Nu are mașini suficiente, nu are flota necesară pentru ca să poată colecta selectiv. Și hârtia, și hârtia cu cartonul, sticla petrului. Și atunci trebuie, din cauza asta, noi trebuie să mai încheiem un contract separat față de cel al gunoiului menager, la care costurile vor fi cu totul altele. Mult mai mari comparativ cu cele care le avem acum. Și va fi tot același operator cu SOA? Deocamdată tot SOA va fi. Până când va avea loc licitația cu la groapa de gunoi. Și tot ei o să ne dea și contactul. Da, în contractul pe care îl vom încheia ne asigură 60 de pupele, de recipienți mari pentru carton, sticlă și metal. Toată de chestiune este de mentalitatea populară. Aici e problema, pentru că cei de la mediu, și cei de la DIS, și cei de la SOMA, toți, unde te duci, primăria. Păi noi nu avem personal suficient ca să mediatizăm și să instruim toată populația, pentru că așa e treaba, ai doi polițiști și un viceprimar și pot să facă pe tema asta. Ca să ne apucăm să vehicula ideea că o să ne dea niște saci. Și sacii aia să fie trecuți pe sac verde pentru un anumit fel de deșeu, sac albastru, sac galben. Păi cine merge să distribui sacii ăștia din comună, din poartă în poartă? S-a făcut la cămașa asta. Păi s-a făcut demonstrativ. Da. Nu se compară cu tot respectul pentru comuna Tămaș, tot respectul pentru doamna primar de acolo, dar nu se compară comuna noastră cu comuna de acolo. Proprietarii au mult mai mult teren. Au unde să-și depună gunoiul biodegradabil. Cu toate că nivelul comunii Hemeiuș este mai sus. Este mai sus, dar gândiți-vă ce faci mai cartierile care le avem de vile, unde cetățeanul are 250 de metri, 300 de metri de teren. Unde să-l depozitez, unde să-l... Deci, nu vreau să mai intru în alte detalii. Faptul că nici comuna nu are atâta locuitori cât deci comuna noastră. Deci containere pentru mentalitate n-au. Da. Așa că trebuie să facem informare, trebuie să facem multă propagandă, să încercăm să purtăm discuții cu toți locuitorii noștri, să înțeleagă o cantitate mai mare. Deci lasă ce dacă mi-am măturat curtea și am pus gunoi acolo, unde să-l duc? Îl duci, plătim transport, plătim depozitare, pe de o parte. După care plătim 30%, ne vine înapoi, mai plătim o dată taxă când am colectat selectiv. Și asta nu face decât să creștem taxele. Nu noi încasăm banii primăriei Hemeiuș, ci trebuie să-i încasăm și să-i predăm. Nu știu că nu o să reușim, dar... Da, o să trebuiască din astea de recipiență, că vom avea 20 de platforme. Ați văzut cum am început, dacă ați mai trecut spre Căgheni, am început 3 de model așa. Zic că dacă o să vadă locuitorul, cetățeanul comunii, că există o platformă îngrijită, am vopsit acele țarcuri așa cum le avem și cum le-am moștenit, căutăm să punem și recipiență pe care o să preconizăm că o să-i primim prin contractul pe care îl încheiem, poate lumea o să înțeleagă și să respecte condițiile. Nu fie niște containere vorbitoare, că sunt și vomul, nu ai voie aici. Băi, să știți că au început, după cum am promis de ședința trecută, polițiștii noștri se vor face treaba, au început cu amenzile. Ba chiar și amenzile destul de substanțiale, minimul 500 de lei.
Și deja avem și încasate chiar. Nu-i numai... Mentalitate comunitățească. Păi nu o să putem să avem ordini fără... fără... La Sibiu ce poate containerile, vreau să vă spun. Păi așa o să fie, cred că și noua licitație, de asta cred că durează atât. O să, o să aibă, o să ia în calcul și acestea. La Sibiu am înțeles, nu știu, dincolo de calcul, să iau ca containere, dar unde să avem containere, în ce să le punem? Cu pungi, cu asta, nu cred că e o no, așa. Nu. Nu. Te-a pus să strângi cartoanele... Mașina așa marți, miercuri... Păi, mașina care o să vină deocamdată, începem cu astea 20 de funcții de colectare, un început. Și după aia, dacă o să funcționeze, fiecare cetățean o să aibă în urma... Asta e măsura luată acum, la data asta. Nu știu după licitație ce să vă mai... Dacă sunteți, în final, dacă sunteți de acord să încheiem acest contract, act adițional. De aceea forțați. Păi avem nevoie să fim de acord, dar... Eu luăm preț cu are servicii de colectare și are. Dar e vorba de licență. Firma care are licență pe zona noastră este Soma. Da. Ei se plâng că n-au oameni și că n-au... Păi și aici e o problemă. Păi erau tot ce bani. Păi dar noi să iau oameni, dar niște bani. Păi plătească oamenii, ei încasează, le plătesc. Nu scrie acolo nicăieri din ce am văzut la ceva ce vine de la Adis, când cheiem cu Soma. Ei spun că nu au cu ce. Noi ce facem? Adisul este ca și Adibul, ca și alții, ca și asociații, ca și oamenii n-au mașină. Da, sunt înființate, trebuie să... Hai să nu facem noi, site la... Doamne, vreau să încheiem un contract cu o firmă care așa poate să ne... Așa cum tot ce dat, contractul, doar nu îl încheiem așa direct, prin credințare directă. Păi nu cu Soma, să scoatem de aici chestia cu Soma. Încheiem un contract cu o firmă care s-a ocupat. Păi da, dar trebuie să fie agreată și să fie în ADIS, ca să poată să descarce la aproape de gunoi. Dacă nu e în ADIS, nu. Da, unde duce gunoiul? Să fie tot gunoiul. Și trebuie să ai licență. Asta e treaba noastră, înscrim în caietul de sarcini. Da, bun. Bun, și dacă nu vine nimeni, tu îți rămâi cu gunoiul. Da, nu, la groapa din plan reciclat. Este foarte ușor de zis. Și cu cei de la Soma. Faptul că nu au venit la timp, faptul că au venit a doua zi, faptul că nu ne-au dat undeva ani. Ei știu sigur că nu pot să rezilia contractul, că reziliez. După care urmează procedura de licitație. Și stai vreo 3, 4, 5, 6 luni și organizezi licitații după legislația care avem în vigoare. Ce faci cu cetățeanul care ți-o plătit și ți-o plătit corect și a adus banii la caseria primăriei, care te sună și spune, domnule, eu nu mă interesează, eu n-am nicio problemă. Trebuie să-i luăm la poartă. Ce ai făcut? Exact cum s-a întâmplat cu cardurile din sănătate, dacă vă amintiți. La fel, vai de mine să dispară firma care a făcut cardul, îi găsim pe alta. Nu cred. La o sumă așa de mare, trebuie să organizezi licitații. Da. Gândiți-vă că în momentul de față avem în jur de 300 de familii care nu au puberă. Deci e o mare problemă și asta. Deci fiecare își pune în sacul de gunoi menajer, mai scapă și câte un pic de mâncare, una alta. Și de dimineața până vine, la, până vine mașina de salutare. Sau până a doua zi. Sau până a doua zi când ajunge mașina de salutare. Cam ce? Rămâne acolo. Cine strânge? Cel bine intenționat, poate și-a. Eu le-am spus, puristul la domnul, dar eu plătesc. Domnule, înțelegeți că dacă ar trebui să... La noi tot, tot mai e ce mai e, dar cei de la Grâneni au încheiat contractul în 2019 și le-au tăiat Soma din contract cu pubelele. I-au încheiat contract să le dea și pubele în continuare. Da. Și un punct din contract a fost tăiat. L-a tăiat Soma? Soma. Când modelul de contract vine, îl semnezi la primărie, după care îl trimiți la firmă. Primarul a semnat, că totuși a ajuns la asta, la semnezi, îl tăiați și îl semna numai pe... Fără pubel. Fără pubel. Deci e clar, noi nu mai... Păi nu investești. Da, nu vreau. Păi nu investești pentru că nici el nu știe că... Nu știi dacă mai recuperează investiția. Dar... O recuperează. Bani, nu mai poți spune. Deci unul e. Care vine plătit, să-i scădem pubelul așa. Păi așa vom face până la urmă, cred că asta e primăria, o să dăm o hotărâre și ușor la cei care le dăm, nu o să-i luăm bani într-un an, o să-i ducem pe o perioadă de... Că sunt diferite, e de mamă mare, și atunci din impostul care vine pe gunoi, scădem cât valorează o pubelă și poate... Sau se poate face și cu Soma chestia asta, dom'le, mi-asigur pubelele... 300 sau 500 păi de pubelii care mai așa. Am făcut chestia asta și mi-a spus, domnule, dacă dumneavoastră reziliați contractul,
deținem contractul. Nu o să mai fiți dumneavoastră prestatorii, le dăm un anumit termen. Diferența de bani o amortizăm noi. Vă dăm diferența și o să o preluăm de la populație. Da, da. Nici așa. Nu. Trebuie să aduc un transport tocmai din Grecia, trebuie să aduc minim 1000 de pubele. Asta e varianta. 1000 de pubele, cred că ar trebui 3000 de pubele, ca să asigure la cele 22 de comune. Nu știu, asta e o problemă care o să o rezolvăm noi. Până la urmă, dacă o să fie sănătate, vedem cu ce așa un viitor, facem un necesar și să acoperim un pentru că ar interveni alt aspect. În urma încheierii contractului ăsta, e imposibil, deci adinsul nu m-a lămurit până acum, că nici ei nu știu, să ne vină o bonificație din colectarea asta selectivă de la agenția producătorilor de ambalaje. Au apărut ceva. Da, că ei iau destul cei care colectează, vă spun eu. Și de acolo să ne vină niște bănuți ca bonificații și din banii aia să putem să mai investim pe segmentul ăsta. Dar de clar nu suntem cu punctul ăsta, dar va trebui să-l votăm, nu? Nu, să-l supuneți. Eu supun la vot, dar să știți că nici eu nu mi-e clar, nu, eu nu sunt de acord. Este încheierea unui contract pentru colectare selectivă. Dacă sunteți de acord, să încheiem acest contract. Pentru servicii de colectare și dacă nu, luna viitoare vom găsi peturi în toată comuna. Asta e ideea. Nu mai vine nimeni. Și așa au fost probleme. Discutăm cu domnul primar, erau plini în jur, nu era făcut, da. Și eu, în situația... De două săptămâni, vin săptămâna. O să vă dau, numărul la toți cei care doriți, vă dau număr telefon. Și când o să vă suni, să luați legătura cu dumnealui, Altceva nu pot să fac. Deci nu e vorba numai de Petru, că nu ar fi mare lucru. Petru, tot ce e selectiv. Da. Asta ca nu se face. Noi cât de cât facem, tocmai vine și ia Petru de acolo. Petru, dar e sticlă. Păi nu ia nimic altceva. Păi nu ia nimic pentru că nu are flot, dar ce se are pentru. Hârtie, sticlă... Și metal. Le ia la gram. Da, da, da. Hârtie și sticlă sunt cantități mari. N-ai un tractor de păstezi acolo. Și noi suntem amendați. Gândiți-vă cât ne-ar costa să depozităm moluzul la Bacău, la Soma. Ăla care rezultă din construcții, noroc că cei care construiesc îl tot folosesc, de la casă la casă, îl bravo, da, 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 da. Da, trecem la vot, da? De asta zic și dumneavoastră, ca și consilieri, una din obligații, măcar să informați, măcar să-i avertizați, măcar să ne anunțați când vedeți cazuri din astea, că nu îți certați cu legea și aruncă peturile pe une apucă. Pentru că vin cu... sacoșa cu peturi sau cu sacul de peturi până lângă țar și se grăbește, nu mai are răbdare să-l lasă acolo. Și restul de... Mai lasă și restul de acolo. Dacă tot suntem la punctul ăsta, mai mulți cetățeni din comună spun că ar dori un punct de colectare electrocasnic și uzat. Oricând se poate, facem colectarea de la poartă la poartă. Mergem cu... Făcut o informare în comună cu o săptămână înainte. Numai să nu vină pentru un singur televizor sau pentru un singur aparat de radio, nu vin. Eu m-am gândit și am discutat un punct de colectare. Poți, mulți sunt la servici la ora aia, sunt plecați în localitate, nu l-are disponibil la atunci, la a doua zi. Păi ca să facem un punct de colectare, trebuie să ne gândim, să avem un încăpere, un spațiu, să avem un om care să stea la dispoziția celor care vin să depun aceste obiecte, iar dacă o să îl găsim, să-l creăm, gândiți-vă că pe lângă frigider și aragaz, ai să trezești cu tot felul de chestii, acolo să le aducă și mobilia, pentru că așa suntem noi, românii, obișnuiți. Adică colectează aici la fier vechi, televizoare, radio... Colectează la fier vechi, lângă domnul Neapă. Și aici de bani, vii la un primer țigan în televizoare. Ce ai zis, da? Tare. Vorbim cu ăla, acolo. Îi colectează și faci și omul. Și spate și omul tot. Colectează și nu, și vrei. Bun, și vrei, și vieni. Da, da. Nu, dar asta e terminat. Și este mai stat și a... Să punem la voi cine este pentru. Împotriva, abțineri. La punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organizarea aparatului de specialitate a primarului.
motivat de faptul la apariției ordonanței de urgență 57 din 2019 privind codul administrativ, se impune aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Hemeiuș în următoarea formă. Deci, potrivit articolului 409 611, prin care în termen de maxim 120 de zile de la data intrării în vigoare a codului administrativ, funcția specifică de secretar al localității se va redenumi secretar general al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale prin transformarea funcției. Funcția de secretar general publică la data aprobării structurii organizatorice în condițiile aliniatului 1, care este ocupată de persoane la compartimentul de achiziții publice în proporție mai mare de 50%, se va denumi consilier achiziții publice. La data de 1.7.2019, aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, aflat sub autoritatea Consiliului Local, se prezintă astfel. Două funcții de demnitate publică alese, o funcție publică de conducere, secretar, 22 funcții publice de execuție, din care 15 ocupate și 7 vacante, 8 funcții contractuale, 6 ocupate și 2 vacante, în număr total de 33 de posturi. În adresa numărul 8752 din 18.04.2019, comunicată de instituția prefectului, înregistrată la instituția primăriei cu numărul 4166, potrivit populației comunei Hemeiuș la data de 31.12.2018, unde suntem cu un număr de 6.078 de locuitori, comunicată de către Direcția Județeană de Statistică, în conformitate cu ordinul prefectului numărul 163 din 16.04.2019, numărul maxim de posturi, potrivit punctului 1 din OUG63/2010, este de 33. La care se adaugă un număr de 6 posturi pentru poliția locală, formând astfel un număr total de 39 de posturi. În afară de alea 33, încă 6... Da, pentru poliția locală. Nu, în alea 33. Nu, în afară 39. 33 plus 6, 39 în adaugă. Corect. Și 24. 3 avem, cum am... Da, cum facem la... Per total explicăm, 33 care fac atât de... Atât ar trebui pentru comună. Da. Și 6 sunt date de legea 155 și ordonanța 63/2010. Deci un polițist local... În funcție de numărul de locuitori. Deci trebuie să mai angajăm, nu? Ei, nu vine neapărat nevoie. Referitor la funcțiile publice, la compartimente, se propune următoarea reorganizare și redenumire. Astfel, la compartimentul audit, achiziții publice, se va numi și redenumi compartimentul audit și programe de dezvoltare locală compus din două funcții publice, ambele în prezent vacante. La compartimentul urbanism, se propune redenumirea compartimentului urbanism, achiziții publice și investiții. La compartimentul financiar-contabil se va redenumi compartiment financiar-contabilitate, venituri și buget, fiind compus din 5 funcții publice, 4 ocupate, un post vacant. La compartimentul asistență socială se va redenumi compartiment asistență socială și resurse umane. Sunt două funcții publice, ocupate ambele. La compartimentul secretariatul civilă, juridic, arhivă, se va redenumi la fel, nu are nicio schimbare. Este compus din 4 funcții publice, 3 vacante și 2 ocupate. 5. La compartimentul cadastru agricol
se va redenumi compartiment cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei și protecție civilă. Este format din 4 funcții publice. La compartimentul poliție locală... Sunt toate ocupate? La agricol? Da. Sunt ocupate numai 3. 2. La compartimentul poliție locală avem 3 posturi vacante și 3 ocupate. La compartimentul cultură se va redenumi compartiment cultură și bibliotecă. Există un post vacant, pentru că doamna Roșu, dacă vă aduceți aminte, acum un an și jumătate, 2 ani, da, a trecut la compartimentul de servire prin transformarea postului. La compartimentul de servire avem un număr de 7 funcții contractuale. Sunt ocupate 1, 2, 3, 4, 5, 6 și un post vacant de îngrijitor. Pentru încadrarea funcțiilor trebuie un aviz de undeva? Deci ulterior, după aprobarea hotărârii, se va comunica la Agenția Funcționarilor Publici. Ce rugăminte am eu, cel puțin? Dacă vine cineva, dacă se pensionează cineva, să fim și noi în știință. La o ședință la altă. Din funcționare publice angajați în organigramă. Nu, am zis asupra numelui. Da. Adică să fim și noi, că nu știm. Eu cel puțin nu știu. Ca o zi. După părerea mea, cred că chestiunea asta cu Agenția Funcționarilor Publici este tot o chestiune asta, este scarpin la urechea stângă cu mâna dreaptă. Sau altfel, așa, când autoritatea publică locală, prin organigrama pe care o are, el își poate dimensiona foarte bine și foarte clar numărul de personal de care are nevoie. Dăm voie să intru în casa mea. Exact. Dăm voie să intru în casa mea. Un compartiment pe altul, așa, în funcție de solicitări și de probleme. Acolo știu că am nevoie de un om. Îl supun în dezbatere Consiliul Local și Consiliul Local decide în legătură cu solicitarea mea. Da. Nu mă duc la agenții. Te întrece la vot, da? Da. Treci, nu, La punctul 10, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Hemeiuș în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurilor de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesionarea serviciilor de colectare și transport de șeuă pentru Ciul Bacău și 22 de comune limitrofe. Da, aici revenim iar la punctul, are legătură cu punctul pe care l-am discutat, este vorba de reprezentantul nostru în comisie. Da, eu propun pe domnul viceprimar, cam că era... Da, dacă l-ați propus, să-l supunem la vot. Este față propunerea, are la alte propuneri pentru... Nu. Și atunci trecem la vot. Da, unii ce este. Cine este pentru? Toată lumea. Cineva sunteți împotrivă? Pe 23 septembrie a spus că am adunat toate materialele și pentru luna lui august. Dar acum pentru care luna am adunat? Sunt de azi vreo 14 ori. Greșeala e a dumneavoastră.
La punctul 12 pe zi, proiectul de privind aprobarea dării în administrare și exploatare către 10 companii de apă Bacău S.A. a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă cu nimic Bacău, cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezentarea hotărârii. Proiect inițiat de domnul primar. Da, subsemnat în calitate de primar al comunei Hemeiuș, văzând raportul compartimentului cadastru și agricol, înregistrat cu numărul 9756 din 26.9.2019, prin care se solicită inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre pentru predarea în administrare către Compania Regională de Apă a sistemului de alimentare cu apă în satele Hemeiuș din Dieci, ale comunei Hemeiuș din Subacău. În bază prevederilor articolului 287, litera B, ale articolului 298 și 299 din ordonanța de urgență a Guvernului 57, din 3.7.2019, având în vedere adresa 7404 din 25.7.2019 către CRAB, prin care UAT Hemeiuș și-a anunțat intenția de predare în administrare a rețelei de apă, decizia CRAB numărul 184 din 12.7.2018, înregistrată la instituția noastră cu numărul 7021 din 15.7.2019, prin care a fost stabilită componența Comisiei de Evaluare și Recepție a Sistemului de Alimentare cu Apă al Comunei Hemeiuș, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV, respectiv, și Compania Regională de Apă Bacău, CRAB, înregistrat cu numărul 2006 din 29.11.2010, supun dezbaterii Consiliului Local Hemeiuș proiectul de hotărâre pentru predarea în administrare către Compania Regională de Apă Bacău a sistemului de alimentare cu apă din satele Hemeiuș și Lilieci ale comunii Hemeiuș de Subacău. După cum știți, de anul trecut s-au inițiat, s-au făcut demersuri pentru predarea acestui obiectiv. Obiectiv început încă din anul 2000-2001. Obiectivul e început cu proiectare, începând la proiectare, în 1997. Da, la loc. Se poate cupla la apă persoanele? Încă nu. Suntem în proceduri de predare. Am avut o muncă foarte grea. A trebuit să căutăm hidranți, să căutăm cămini, pentru că de la data recepționării și până astăzi au trecut vreo 5 ani. Unele locuri au fost acoperiți cu balast. Am găsit chiar și asfalt turnat peste recepționarii noștri. Recepția s-a făcut la acea dată, dar faptul că nu a fost... Nu a trebuit cerut niciun aviz de la nicio instituție, nu a fost prevăzut în schiță. Atunci executantul nu a ținut cu apă. Acum suntem pe aproape cu inventarul, reușim să predăm ce avem, restul o să vedem. Cetățenii trebuie să facă la CRAB. O să vă informăm pentru că ieri și astăzi s-au produs o avarie, poate ați văzut și în presă, cei de la CRAB au avut avarii. Una au avut-o ieri pe Garofiții și în Cestral, iar astăzi la Faroane. Și cei din comisie care sunt la noi, 7-8 persoane care vin zi de zi să ocupi de inventariere, au fost ocupați cu alte probleme. Urmând ca mâine să vină. Mâine și până ce terminăm predarea. Da, deci în momentul în care s-au făcut pentru canalizare cereri la CRAB, da, trebuie să meargă persoanele să facă și pentru cei care recuplare la apă. Din dreptul proprietăților trece conducta cu alimentare de apă, sunt niște condiții acolo impuse în cerere, pot să se raporteze. O ieși capul. Deci vreau să spart conducta noastră. Nu e noastră, e foarte nimic. Dar nu e a noastră? Nu e a noastră, e asta, e a crabului. E a crabului. Din rețeaua cealaltă la mărținire. Apa, în momentul când s-o pădă la crab... Să-și nea apa din canal. E problema lor. Păi... E bărbați din Lilieci, deci nu e a noastră? Din Lilieci, da. Până la Popas. Aveți fața proprietății. Și mai trebuie... Deci trebuie să mai vină rețeaua de canalizare. Este apa, este proiect în care suntem și noi incluși, comuna Hemeiuș.
cu 7 milioane de euro, bani care nu știu când o să, când o să vină la Uniunea Europeană. Proiectul a fost intră tot în investiție și ceea ce am votat la punctul 3 sau 4 cu stația de pompare aici, extinderea de la Putul, da, de la Mărginem și o rezervă de apă pentru comuna Hemeiuș. Face parte tot din acest proiect, care inițial scria 2014-2020, iată că 2020 este foarte aproape, suntem încă la faza de... De proiect. DF-ul. Deci master planul ăsta, după părerea mea, a fost semnat în 2014 sau 2015, dacă mi-am amintesc bine. Nu știu dacă se va finaliza până în 2025. În care este suma foarte mare și nu o să fie aprobată de fondurile europene, va trebui să meargă la Comisie. Nu știu ce vrea la Uniunea Europeană. E vorba de 375 de milioane de euro. Ori să vrea să implementeze ceea ce a fost în gravă respectiv, o să trebuie să-și facă proiecte din nou. Exact, pentru că el este eligibil. Se depășesc și, ca termen și nu mai pot fi operaționale. Exact. Asta e. Nu putem trece la alt proiect până când nu ne se dă un verdict cu acest proiect care e depus. Oamenii ăștia, eu nu știu cine se ocupă de master planul ăsta la nivel de județul Bacău. Județul Bacău. Consiliul județean, da. Ei, condițiile astea, domne, marșează ca să rezolvi problemele. Vine iar n-aș trebui terminat centura. Apa mai suportă. Pentru cine? Da. În legătură cu investiția asta pe care am făcut-o, care valorează vreo 2.500.000 de euro și o dăm lui compania de apă Bacău. De exploatare și administrare. Da. Ar trebui să punem niște condiții foarte clare. Deci, beneficiarul, operatorul, în aceste condiții să plătească o redevență la comuna Hemeiuș, pentru că noi ne-am ocupat de toată investiția și o serie din veniturile pe care el le realizează pe această investiție să fie și venit în bugetul. Nu e nici așa, da, pe dacă ați mai putea să ridicați. Nu se poate, dar îți dau... La timpul respectiv când era dumneavoastră, a fost deschisă discuția? Nu a fost deschisă pentru că n-am predat. Dar v-ați gândit la asta? Mi-am gândit la asta. Vă dați seama cât o să mai dureze dacă se pune treaba. Nu e vorba de... Noi o să... Vedeam, deci noi am contract de predare, nu o să-l facem noi, Gabi, tu construiești o casă, nu? Asta am făcut noi. O parte din oameni vor să cupleze, și dacă noi o ducem atât de așa... Deci problema este... Trebuie să terminăm întâi să găsim să avem ce preda, domnule. Nu ne grăbim. Să terminăm de găsit toate obiectele din inventar. Da, bine. E mult până. Dar trebuie să aveți să vedeți, să puneți condiții. Sigur că da. Să ne accepte așa cu cei... Avem. Și restul urmând să vedem cine o să-l găsească, cum o să-l găsească. Unde o să-l găsească? Sunt recepționate. Există notă de recepție. Trebuie să existe. Deci... Trebuie să-l găsească undeva. Nu se mai era greu de pus un haș. El îți vinde apa, îți stabilește prețul. Da, era concluzia, suntem de acord să vedem noi de la Craftsman. Cine este pentru proiectul numărul 12 cu predarea către Craftsman? Unul face, unul nu. Împotrivă? Eu mă abțin. Abține? Doamna secretar? Eu mă abțin. Vreau ca neapărat să fie transpusă chestiunea asta cu redevența în contractul pe care îl încheie primăria cu... Păi da, da, asta nu înseamnă că abțineți. Dar eu mă abțineam. Dacă nu vă abțineați, era predat până acum, da? Asta e realitatea, ce să mă abțineți. Ești în urmă, ca trece la punctul 13, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Da, la ajutoare de urgență avem două cazuri. Un caz care cred că toată lumea
mare majoritate pe plata aflată. E vorba de o mamă, trei copii care au decedat. Ei au și tatăl. E normal, nu putea să-i facă numai mama. Tata-i plecat sau tații, nu știu, să mă, nu știu ce așa, tata. Și dacă o să putem să-i, să-i sprijinim, să-i susținem. Cine solicită? Cine solicită? Constantin, care a făcut înmormântare, are aici documente. Ați stabilit o sumă câștigă, domnule primar. Iar în raport, am ținut să precizăm. Pentru postelul. Cine e postelul? Dar și acolo sunt niște formalități pe care noi, primăria, am început să le facem. Postelul e cel mai serios. Dosarul, avem nevoie și de acordul tatălui, de asta am spus că nu e chiar așa ușor. Tatălui e plecat în străinătate la muncă. Să vedem cum o să... Este tatăl copiii la crea. Nu, trebuie să iei chiar acordul. Trebuie să iei chiar acordul. Da, și al doilea caz este vorba de Nacu Dorina. Nacu Dorina trăiește dintr-o pensie, că acum e la pensie, de 145 de lei. Această femeie a crescut vreo 7 sau 8 copii singură. Acum câțiva ani, care vă mai amintiți, la naștere, una din urori a murit, iar copilul trăiește și acum. În schimb, are probleme grave de sănătate și tot această femeie din suta ei și 45 de lei îl întreține. Numai medicamentele și celelalte cheltuieli care le are. Și am venit la mine, nu au curaj, nu au cerut până acum, nu s-au plâns. Dar au zis că nu mai reușește, nu mai poate. Dacă am putea să o ajutăm cu o sumă cât de mică, i-ar fi de mare folos. Măcar pentru o căruță de nevoie. Dar pentru nepot, nu? Pentru nepot? Pentru nepot, da. Ăla cu inima, ăla cu inima. Vasilică, nu? Băiatul Vasilică. Vasilică îi spune, băiatul. Da. Sigur. Și după aceea, la fel, de când a fost mașița mea și copilul. E în clasă, da, da, da. Și astea, cred că... Vasilică. Cât ați stabilit, domn primar? Ai bolnav din naștere. Între 800 și 1000 de lei. Da, 1000 de lei. Ce se întâmplă? O să mai avem nevoia. Mai bine dăm la mai mulți cu un pic decât să dăm la unul prea mult. Da, ce e pentru copilul ăla care... Da, ți-i 10. Eu sunt de acord aici. Am eu 3 săptămâni muri. Doar acei cu pensii, cu pământul, cu case și așa. Nu, am avut 3 săptămâni de la ușa. A spus la momentul ăla, nu mă perezi nimeni, am văzut eu. Deci este pentru 2000 de lei acordată familiei Coșeraru și 1000 de lei pentru familia Ferraru, Dorina. Toată lumea. Și avem la diverse, da? Nu, avem ăsta, revocarea. Întrucât nu ne-am încadrat cu bine și documentul care trebuia să ne le aducă proiectantul și consultantul nostru, suspendăm pentru moment. Având în vedere raportul de specialitate în compartimentul urbanist numărul 10.620 din 22.10.2019, hotărârea de Consiliul Local numărul 77 din 23.09.2019, în care s-a aprobat documentația necesară pentru implementarea proiectului reabilitării drumuri locale, Comuna Himiuș, Județul Bacău, prin includerea în programul național de construcții și interes public sau social, sub programul lucrări în primă urgență, prevederile articolului 129 din Ordonanța de Urgență 57 din 3.07.2019, supus pe aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 23.09 de aprobare a documentației necesare pentru implementarea proiectului reabilitare drumuri locale Comuna Himiuș, Județul Bacău, prin includerea în programul național de construcții de interes public sau social, sub programul de lucrări în primă urgență. Din Brașov, da.
O suspendăm pentru că a durat de la aprobare până astăzi. Deci nu a pus documentația în termen. Nu ne-am încadrat cu documentația în termen. Și sunt niște pași pe care trebuie să-i facem. Nu putem înainta documentația mai departe pentru că ieșim din hotărâri. Eu nu o să aduc, o să dăm altă hotărâri. Corect. Nu suspendăm, ce să... Deci, nu a fost aptiri, nu s-au obținat la timp, au fost niște închizii la OCPI și tot așa, nu am încurcat. Da. Cine este pentru? Împotrivă, abține, una din urmă. Și să-i pus de acord ne-a zis.